Bun găsit, dragi prieteni, la o ediție specială. Astăzi în studioul nostru domnul prefect George Lazar, prefectul județului Neamț. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc frumos de invitație! Greu tare ați reușit să ajungeți. Văd că în fiecare zi participați la punerea în practică și în funcție a unor domni și doamne. Asta înseamnă că a început... sau marea schimbare este în toi, să spunem așa. Depinde la ce vă referiți la marea schimbare. Dacă vă referiți schimbarea la... schimbarea oamenilor, că văd că, iată, e om nou la învățământ, la finanțe, la... Și mi se pare corect la o, adică dacă... Da, este domnul general Obreja și la finanțe este doamna director instalată chiar astăzi, Rimoaie Daniela. Am înțeles. Și... cam atât. În rest, nu mai știu să fi fost la o altă investire. Sau... Păi nu, dar sunt... Nu, bănuiesc că o să mai urmeze, o să mai... Asta răspuns nu știu să vi-l dau. Depinde de ministerele de resort, cum își alocă timpul și cum consideră ei că în teritoriu își pot exercita programul de guvernare prin șefii autorităților publice. Asta e o filozofie și apanajul efectiv 100% și legal și pe parte lucrativă a conducătorilor departamentelor sau ministerilor. Am înțeles. Ce ați găsit la prefectură acum de când v-ați întors, să spunem așa, pentru că dumneavoastră ați mai... ați mai fost pe funcția asta, nu e ceva nou? Într-o altă perioadă, e adevărat? Da, în 2012-2014, în linii mari, sigur, cunosc instituția și oamenii care lucrează în instituție, funcționarii publici din cadrul aparatului Prefecturii Județului Neamț. Mici schimbări de personal, unii dintre foștii colegi fie au ieșit la pensie, fie s-au mutat cu serviciu în altă parte, la alte instituții. Sunt și colegi noi cu care am făcut cunoștință și cu care sper să am o colaborare bună. Lucrurile în linii mari sunt lucrurile obișnuite care intră în apanajul funcției prefectului județului Neamț. Parte de legalitate, situații de urgență, cam același pachet care bine îl cunoașteți dumneavoastră. Sunt, iată, găsisem în presa locală un articol despre, eu știu, de a urgenta, într-un fel sau altul, o schimbare la Direcția pentru Protecția Copilului. Ce se întâmplă acolo? La DGSPC, PC-ul, e o instituție, da? Subordonată Consiliului Județean Neamț. Dar dumneavoastră puteți interveni, nu? Ca reprezentantul nu guvern. Nu este o instituție deconcentrată care să fie sub autoritatea, dacă vreți dumneavoastră, a reprezentantului guvernului în teritoriul respectiv, a mea în calitate de prefect. E o instituție deconcentrată care are grad de subordonare administrativă către Consiliul Județean Neamț, DGASPC-ul. Știu într-adevăr, tot din mass media, înainte să ajung sau să fiu instalat în funcția de prefect, că au fost discuții cu privire la o hotărâre judecătorească și un vot dat, sau mai degrabă că nu s-a dat un vot în Consiliul Județean cu privire la doamna Păvăluță, care este director al DGASPC. Cred că este o problemă care intră în zona Consiliului Județean Neamț. O să cercetăm cu privire la hotărârea respectivă judecătorească și la actele procedurale sau juridice care... fiecare o să la baza emiterii hotărârii judecătorești să vedem despre ce a fost vorba, sau fie după ce s-a pronunțat hotărârea judecătorească, să vedem dacă pașii făcuți de legislativul nemțean sunt corecți și legali. Am înțeles. Deci dumneavoastră sunteți cel care... Verificăm legalitatea, fie a dispozițiilor președintului Consiliului Județean, fie a proiectelor de hotărâre emise de către Consiliul Județean Neamț, la fel ca și la fiecare primărie din cele 83. Programul de guvernare? Aici nu vă interesează. Adică? Păi mă interesează programul de guvernare, pentru că prefectul județului Neamț sau oricare prefect are una dintre atribuțiile principale să urmărească instituțiile deconcentrate în aplicarea planului de guvernare.
Am înțeles. Și cum... Aici, pe partea de DGASPC, care m-ați întrebat dumneavoastră, urmează să facem, împreună cu cei de la legalitate, de la juridic din cadrul Prefecturii Neamț, o evaluare, să vedem dacă hotărârea judecătorească și respectiv ulterior după emiterea acesteia, legislativul neamțean, Consiliul Județean, și-au respectat normele de legalitate cu privire la punerea în aplicare a dispozitivului hotărârii judecătorești. Am înțeles. Cum vedeți dumneavoastră mersul lucrurilor în România, să spunem așa? Sunt mari așteptări acum după această schimbare de guvernare. Astăzi a apărut și o știre cum că președintele țării și primul ministru sunt hotărâți să-și dea mâna pentru alegerile anticipate. Cum vedeți problema asta cu alegerile anticipate? Da? Depinde acum. Pentru că vrând nevrând, chiar dacă dumneavoastră prefecții sunteți oarecum în afara politicii, sunteți, nu? Vibrați către partidul din care ați făcut parte. E apanajul, vibrând sau nevibrând, mai mult sau mai puțin unii sau alții, apanajul alegerilor anticipate aparține Guvernului României pe de o parte și Parlamentului pe de altă parte, care sunt două organisme legislativ și executiv eminamente formate din oameni, din structuri, proveniți din structuri politice, din partide politice, și nu cred că e treaba mea ca funcționar public să imixtionez într-o zonă de conversație cu privire la filozofia politică a unui partid sau a altuia. Acum că m-ați întrebat dacă sunt alegeri anticipate, vom vedea care va fi soluția propusă la un moment dat ca și cadru administrativ de data asta de către Guvernul României și vom vedea pașii care sunt de urmat. Sigur, prefectura are ca și structură organizarea alegerilor, fie că vorbim de alegeri locale, parlamentare, prezidențiale sau europarlamentare în județul Neamț, dar doar pe parte administrativă. Mai departe, sigur, filozofia de a face alegeri anticipate, alegeri înainte de termen, e gândirea și strategia guvernului. Mm-hmm. Și asta pentru bunul mers al lucrurilor? Extrapolând... PNL-ul să poată să-și pună în practic... Rugămintea este să nu vorbim de un partid sau altul, extrapolând de la discuția dumneavoastră, sigur că întotdeauna într-o activitate fie administrativă, fie de conducere, fie într-o activitate de decizie guvernamentală sau, dacă vezi, ca și prefect, într-o activitate decizională, ai nevoie și de un suport. Suport care înseamnă, în cazul guvernului, înseamnă susținere în zona legislativului, adică a Parlamentului. E clar, ca să poți să-ți impui un program de guvernare, să poți să iei decizii, să iei hotărâri de guvern care să respecte o anumită structură, o anumită filozofie de conducere a României, ai nevoie de un echilibru și de o forță de susținere clar în Parlament pentru a putea să-ți pui în practică obiectivele asumate prin programul de guvernare. Asta este clar. Și pentru asta ai nevoie, spun, de o majoritate solidă, consistentă. De o majoritate cât de cât. Care să susțină proiectele. Despre asta vorbim. Pentru că vedeți dumneavoastră, de multe ori în România, și vorbim liber ca cetățeni care ne dorim lucruri normale, aș spune eu, nu sunt lucruri super deosebite. Un sistem de sănătate bine pus la punct, coerent, cu act medical de calitate, cu aparatură de calitate, condiții de spitalizare la un anumit standard, condiții profesionale ale doctorilor sau ale asistentelor sau ale cadrelor medicale în general de bună calitate, asta impune o gândire sănătoasă și o strategie sănătoasă pe mai mulți ani a unui guvern sau altui guvern. Nevoie de autostrăzi avem cu toții, și eu și dumneavoastră și toată lumea din județul Neamț, pentru că tindem înainte, tindem spre dezvoltare. Da? Pentru că Moldova, din punctul meu de vedere, trebuie legată clar și obligatoriu odată de vest și odată de zona București-Constanța, unde avem portul.
Lucrurile astea sunt lucruri normale, chiar lucruri stringente, aș putea spune, pentru că trebuie să ieșim din zona Noi Moldova, ca aproximativ ultimă zonă sau pe penultimul loc în clasamentul Uniunii Europene. Și pentru asta e nevoie de investiții majore, în primul rând, în zona de infrastructură. Dar ca să poți să ai disponibilitatea de a lua hotărâri ferme, de a pune în aplicare proiectul de guvernare, să poți să construiești autostrăzi, să poți să construiești spitale regionale, să investești masiv într-o infrastructură a spitalelor municipale sau județene în fiecare județ, ai nevoie de o bază de susținere. De-aia e important și la un moment dat și președintele României, domnul președinte Iohannis, a făcut pactul pentru educație. Eu consider că a fost foarte binevenit acest pact pentru educație, pentru că dacă vrei un popor sănătos, dacă vrei un popor care să meargă înainte, o societate românească modernă, ai nevoie de educație, ai nevoie ca populația să fie bine educată. Dar pactul pentru educație, salutar și binevenit din partea președintelui României, domnul președinte Iohannis, cred că în afară de acest pact pentru educație ar mai trebui făcut un pact pentru infrastructură, pentru că vine un guvern care gândește o prioritizare a unor investiții pe o zonă de autostradă, se schimbă guvernul respectiv, indiferent de culoarea lui politică, vine un alt guvern care spune, domnule, axa prioritară a noastră nu mai e acea autostradă și investițiile pe acea zonă, noi gândim că alta autostradă e mai importantă. Și atunci nu mai reușim niciodată să ducem la bun sfârșit un proiect mare pentru România. De-aia e nevoie de o gândire strategică și nevoie să ai o zonă, zic eu, solidă de susținere în ceea ce înseamnă Parlament, instituții ale statului, guvern. Eu, dacă mă întrebați pe mine, aș considera că țara totuși merge cât de cât înainte, dacă le creăm oamenilor posibilitatea să se dezvolte, ceea ce spuneți dumneavoastră, să le creăm autostrăzi, să le creăm infrastructură, să le creăm câteva condiții, oamenii, să știți că încep să miște lucrurile și vedem că localitățile parcă se schimbă, oamenii construiesc case, construiesc pe la țară, se cumpără materiale de construcție, vedem că și vremea e bunicică, prietenoasă, oamenii sunt, cum să spun, dornici, dar să-i lăsăm în pace, să nu-i, cum să spun, să nu-i terminăm cu controle, să nu-i speriem. Păi nu, filozofia, da. Și am cerut și astăzi când am fost la investirea doamnei director general de la ANAF și erau șefii de departamente de structuri ai ANAF Neamț. Și am spus-o și alte dăți, dar am punctat-o și astăzi. Trebuie să avem în primul rând o activitate ca instituție ale statului de prevenție, de prevenire, de consiliere, dacă vreți, fie că vorbim de un agent economic sau de persoane juridice importante. Prima dată trebuie să fie consilierea, prevenția. Ulterior, de-abia vii cu rigoarea când legii. Când vezi că omul de rea intenție, hai să-l altoim cu amendă, cu poate. Cu contravenția, da? Sau cu amenda sau cu penalitatea. Dar prima dată trebuie să existe o deschidere și să învățăm ca instituții ale statului că mediul privat este un mediu partener. Mediul privat în România actualmente cred că are în jur de 5 milioane de angajați. Mediul de stat cred că are în jur de 1.200.000 aproximativ de mii de angajați. Ori cele două mari sisteme, privat și de stat, trebuie să fie într-o simbioză, într-un parteneriat strategic. Nu trebuie să, ca privatul să-l privească pe cel de la, pe angajatul statului, indiferent din ce direcție, din ce compartiment, din ce instituție provine. Aici consider că a fost făcut un să-l un privească rău. Ca pe exact. Un dușman sau să-l privească ca pe un om care vine și mă amendează, vine și mă efectuează un control, vine și mă închide. Trebuie să existe o mentalitate de colaborare între cei doi mari contribuabil, da. Contribuabilul și funcționarul fără de la îndoială, stat. Trebuie să existe o deschidere și din partea celor de la stat în ceea ce înseamnă acțiuni de prevenție, acțiuni de control. Un control nu înseamnă neapărat și nu trebuie să existe o politică sau o mentalitate că în momentul în care mergi în control mergi să dai sancțiuni sau să aplici sancțiuni. Poți să mergi într-un control și să nu aplici sancțiuni și să discuți cu operatorul economic, cu agentul economic, să-l susții, să-l îndrumi, să-i explici unde a greșit și să corecteze, să-i dai un plan de măsuri eventual. Dacă te duci doar în control la același operator economic și nimic din planul de măsuri pe care l-ai dat la prevenție nu s-a aplicat, nu s-a implementat, atunci, sigur, ești îndreptuit sau îndreptățit să aplici și o măsură coercitivă.
dar prima dată hai să facem partea de educație, dacă vreți, și după aia să vii cu măsura de coerciție și la școală. Sunt profesori care te mai iartă, nu? După prima lecție pe care nu... bine și solidă, ca să spun, și materia foarte bine pe care o să pune și învață generații după generații, dar motivația copilului sau tânărului o dai punându-i doar doi, că n-a știut. Poți să-i dai prima dată, să-i arăți unde a greșit, să-l lași fără notă atunci și după aia copilul, dacă a înțeles unde a greșit, vine și își repară greșeala și a doua zi sau a treia zi, când i-a ascultat, poate să știe de un 9 sau de un 10. Asta înseamnă să îl motivezi. Așa și agentul economic, care agentul economic, fie că e mic, fie că e agent mijlociu sau mare, contribuabil, trebuie susținut, pentru că el acolo are o rotiță. Rotița aia, că e mai mică, că e mai mare, într-un circuit care bugetul consolidat al statului încasează de la contribuabil, de la privat. Și de acolo trăiește statul, de la privat. E foarte important să avem o abordare deschisă și de buni parteneri. Am citit chiar astăzi în programul de guvernare, pentru că există un program de guvernare. Vă invit chiar să-l citiți, să-l lecturați de pe pagina Guvernului României și chiar m-a bucurat lucrul ăsta când am văzut că există o deschidere asupra micului antreprenor, către clasa aceasta de antreprenoriat, pentru că vrând nevrând, nu, suntem o societate care numai prin oameni care nu performează, deschid firme mici, chiar cu un angajat 2 până la 100.000 și așa mai departe. Dar dumneavoastră că mai există trebuie să existe și o mentalitate pe care trebuie să o aveți și dumneavoastră și eu și cu toții, că acel mic antreprenor despre care vorbeați dumneavoastră, că poate are un singur angajat și poate de multe ori e el. Chiar antreprenorul însuși este, e propriul angajat al societății sau al PF-ului, AF-ului. Dar omul ăla cu un mic chioșc, de exemplu, ține în spate acasă o familie. Familia lui, poate își susține copiii, părinți, etc. Deci să nu privim doar ca întreprindere mică care are un singur angajat, pentru că generează un plus în familie. Ține în spate încă 2, 3, poate 4 persoane, ceea ce e important. E foarte important să arătăm deschidere către această clasă. Vă spuneați mai devreme că s-a făcut așa diferențierea asta și s-a vorbit mult în anii ăștia despre angajatul de la stat, care a fost privit așa cu salariu mare, cu, eu știu, oarece s-a făcut scindarea asta în societate și cel de la privat. Chiar județul Neamț, știți, e un județ fruntaș la salarii minime înregistrate la ITM și asta arată că încă nu suntem o economie solidă. Aici ar trebui făcut ceva. Aici județul Neamț are, în schimb, și o dinamică. Depinde acum foarte mult de factorii decidenți, dacă vreți părerea mea, de dezvoltarea județului Neamț. Dacă, nu știu, putem compara județul Neamț cu județul Suceava, dacă vreți. Județul Suceava, nu spun că e mult înaintea Neamțului, dar este un județ care are o atractivitate turistică enormă. Ori județul Neamț e în urmă, din păcate. Pentru că noi suntem binecuvântați de Dumnezeu aici în Neamț. Avem și munte, avem și lac. Și mare. Și mare, hai și să mare. Luăm cum spuneți dumneavoastră. Avem vreo două mări, da, avem... Dar nu punem în valoare bogăția care o avem. Avem un turism pe zona de turism ecumenic, care înseamnă Târgu Neamț, și până sus la Ceahlău, sunt foarte mulți oameni din țară și din alte regiuni care au și vin la noi în județul Neamț, dar nu stau mult. Stau o zi sau poate două, pentru că nu au efectiv mare lucru de făcut. Și atunci, dacă am gândi o zonă de rentabilizare, de creștere a turismului în Neamț, care poate să însemne de la Ceahlău până la Bicaz, de la Ceahlău până la Târgu Neamț, dacă gândim o zonă a dezvoltării integrate a turismului în Neamț și cu investiții serioase, într-un parteneriat public-privat și din zona doar eminamente privată sau din zona alocării bugetare a Guvernului sau a statului României, putem crește.
Pentru că, până la urmă, ne interesează sectorul economic în județul Neamț să fie crescut. Mă uitam la Bicaz, un oraș de altfel cu renume, un oraș de tradiție, un oraș istoric, dacă vreți, Bicazul. Și arată într-o zonă de cenușiu astăzi. Mergem fiecare sau trecem prin Bicaz și arată într-o zonă de cenușiu, ca să nu spun într-o zonă chiar spre negru. Comparativ cu alte orașe, fie din țară, dar din străinătate, la fel situate în zonă de lacuri, în zonă de munte, unde e un exod de turiști, unde oamenii din toată lumea vin și își lasă banii acolo și s-au dezvoltat și infrastructură, s-au dezvoltat și afaceri și zonă hotelieră și toată lumea câștigă. Ori la noi e paragină, din păcate. Ei, și paradigma aceasta, da? Adică trebuie să avem, poate omul simplu nu știe, dar trebuie gândit și pe plan de aplicare și atragere de fonduri europene, atât de stat, de primării, cât și de compartimentul privat. Trebuie să avem o strategie unitară de dezvoltare. Așa cum am zis, ca bun exemplu, Suceava. Și exemple pot continua, nu doar Suceava. Dar Iașul, Iașul s-a dezvoltat enorm. Bun, Iașul și nu are cum ieși din Iașul, dezvoltare. E singurul oraș care nu are cât de cât o autostradă. E centru, e capitala Moldovei, da. Dacă vreți, Iașul. Și normal, pentru că Iașul este oraș universitar. E normal că din toate județele din zona Moldovei, Iașul se absorbă cel mai mult, pentru că tinerii pleacă la facultate, la studii. Cred că într-o proporție de 80-90% tinerii care au migrat din județele vecine ale Iașului înspre municipiul Iași, mare parte rămân acolo, cu locuri de muncă, fie în sector privat, fie în sectorul de stat. Foarte puțini se mai întorc acasă. IT-ul iarăși prinde... Pentru a-și pune valoare calificarea dată de studiile superioare. Și de asta, sigur, noi, forța de muncă migrează dinspre județele învecinate către județul central, adică către Iași. Parte din forța de muncă și de la noi din Neamț migrează în străinătate. Germania, Italia, Spania, avem zeci de mii de nemțeni plecați la muncă în străinătate, știți foarte bine. Dar de asta spun, Iașul normal să se dezvolte pe un anumit palier, dar zona de dezvoltare nu trebuie să o gândim neapărat ca pe zona de dezvoltare pe un singur segment. Noi putem dezvolta, cum spuneam foarte bine mai înainte, județul Neamț pe o zonă de turism, pentru că e un județ cu potențial turistic, Neamțul. Dar trebuie să-l gândim foarte bine. Dacă Romanul, de exemplu, se dezvoltă din punct de vedere comercial, din punct de vedere, au venit investitori serioși în zona Romanului și Romanul e într-o continuă dezvoltare. Trebuie să gândim Romanul particular ca pe o zonă în care să avem și acolo... Și Romanul de ce se dezvoltă? Pentru simplu fapt că se află pe acest drum pe... Din punctul meu de vedere, pe E85, da? Sigur, are o importanță, sigur că da, dar e în mijloc, e nod logistic Romanul. Romanul e la mijloc. Piatra, Bacău, Iași, Suceava, e chiar în mijloc poziționat Romanul. Deci ca așezare geografică, dacă vreți, ca importanță logistică, Romanul cred că stă cel mai bine dintre orașele din nord-est. Și va avea, are potențial de dezvoltare, e în continuă dezvoltare și Romanul va fi un oraș, din punctul meu de vedere, care se va ridica foarte mult în următorii ani. Dar trebuie să gândim și restul zonei din județul Neamț, fiecare cu potențialul pe care îl poți pune în valoare. Nu toți, dădeam exemplu copiii mai devreme și o să revin, nu toți copiii pot să fie olimpici la matematică. Dar, nici nu dar e... în același timp, unul e la matematică, unul poate să fie la istorie, unul exact, la... Exact, unul la not, unul la... științe umane, unul la sport. Adică nu toți trebuie să fim olimpici la matematică, așa cum și orașele sau zonele din Neamț nu toate au aceleași caracteristici. Dar trebuie să vedem care sunt caracteristice pe care putem crea, pe care putem ajuta și construi și dezvolta și atunci să aplicăm o strategie unitară pentru județul Neamț pe fiecare zonă. A spus că pleacă românii din țară. Asta e un lucru, din punctul meu de vedere, rău. Pentru că exportăm ceea ce avem noi mai mult, și anume omul. Exportăm această forță de muncă și alții o iau calificată, așa cum e ea, așa. Mulți români s-au ridicat acolo în străinătate, nu s-au făcut de râs. Clasa politică, cum privește lucrul acesta?
E o întrebare la care nu pot să vă răspund. Nu dacă este interesată? Că ne pleacă muncitori necalificați. E rău și asta. Ne pleacă medici, ne pleacă profesori, ne pleacă aitiști, ne pleacă... Eu înțeleg punctul noastră de vedere, dar dacă mă întrebați cum vede clasa politică această zonă de migrație a forței de muncă, eu nu vă pot da un răspuns în sensul ăsta, pentru că nu fac parte în momentul de față dintr-o zonă politică. Nu, da, ați mai, cum să spun, adică... petrecuți la un partid politic, adică vă spun... În regulă am înțeles, dar politic nu vă pot răspunde. Da. Faptul că, iată, nu se găsește soluție pentru alocațiile pentru copii e un lucru bun? E o întrebare grea. Da? Pe care mi-ați adresat-o. Poate dumneavoastră nu simțiți sau poate n-aveți nevoie pentru așa, dar sunt familii care chiar ar fi o mană cerească. Dublarea alocațiilor. Știți cum e? Trebuie să vă spun din punctul meu de vedere. Sigur că mărirea cuantumului alocației e o măsură de care pot beneficia zeci, sute de mii de familii din România și probabil că e și o zonă de componență financiară care contează acolo, pe lună. Trebuie să vezi dacă ai și posibilitatea reală să plătești banii. Că așa, sigur, de spus e simplu, hai să dublăm, hai să dăm bani. E în regulă și eu îmi doresc să-mi crească salariul și eu îmi doresc să crească alocația copilului meu. E în regulă. Toți vrem să trăim mai bine, e normal, stă în ADN-ul uman să-ți dorești să trăiești mai bine. Toți vrem să avem o grilă de salarizare mai mare sau un privat, fiecare vrea să câștige mai mult. Fără îndoială, să ducă bani acasă. Corect, dar trebuie să fii și rentabil în același timp. Ori... rentabilitatea o dau cei de la finanțe. Vezi, dacă ai bani și îți permiți o astfel de măsură. Dacă ți-o permiți, o aplici fără echivoc. Dacă nu ți-o permiți la un anumit moment dat, e mai greu să o aplici. Da, dar vedeți dumneavoastră pentru că oamenii... Pentru că nu-i corect să împrumuți bani să plătești pensii ca și să plătești salarii. Pensii și salarii. E corect să împrumuți bani ca să îi duci în zonă de investiții. Pentru că banii pe care i-ai împrumutat sunt purtători de dobânzi. Și trebuie să-i dai înapoi. Oricând ai luat banii împrumut, trebuie să faci ceva cu ei care o investiție care la rândul ei investiția respectivă să aducă plus. Investiția în... Adică să-ți poți returna împrumutul din investiția pe care ai făcut-o, din ce îți generează acea investiție. Ori ca să iei bani să-i împrumuți doar pentru pensii și salarii, nu cred că e o gândire potrivită. Cei care sunt în privat probabil că înțeleg foarte bine și într-o familie dacă ai un venit clar fix pe lună, nu poți să-i spui copilului de-a doua zi, nu o să-ți mai dau, nu știu, la facultate de exemplu 500 de lei, o să-ți dau de mâine 1000 de lei să cheltui la facultate. Păi nu ai de unde. Da. Te împrumuți la bancă ca să plătești, să-i dai aia 500 de lei în plus, ok, dar tu la rândul tău de unde îi dai înapoi? Pentru că în privat răspunzi cu apartamentul, cu salarul, cu pensia, fiecare cu ce are. Adică nu trebuie făcut un heirup inconștient. Trebuie făcut un efort, dar bine analizat și sustenabil, să-ți permiți să plătești acele alocații. Eu nu spun că e o măsură greșită să crești alocațiile. E o măsură bună să crești alocațiile. E o măsură bună să crești și pensiile și salariile. Dar acești pași trebuie bine... chibzuiți ca să ai de unde, să nu te duci cu economia României într-o zonă a colapsului. Se discută foarte mult despre pensii, salarii, bani în România și nu e rău că se discută lucrul acesta. Se discută și despre pensiile astea exagerat de mari. Profit de ocazie că dumneavoastră sunteți și jurist. Cum s-ar putea totuși un pic echilibra lucrurile astea? Adică sunt niște pensii extrem de mari, așa, oamenii nu știu dacă chiar mai au nevoie de atâția bani la vârsta lor. Eu vă dau un exemplu. Cum s-ar putea așa cât de cât un pic echilibra situația și subiectul ăsta să iasă din agenda zilnică? Vorbeam de exemplu cu un prieten, o cunoștință care și el și părintele lui, tatălui, lucrează sau a lucrat în Danemarca. Acolo în Danemarca, ca și exemplu, se calculează
cât ai avut în ultimii 2 ani grila de salarizare? Cam cât ai avut salariul în ultimii 2 ani, în cotă procentuală, cred că aproximativ 90% înspre 100%, cam aia este și pensia. De ce? Principiul occidental e în felul următor. Dacă până dau un exemplu. Dar vorbiți de cine? De cei de la stat sau în general? De... În general. În general? În general. Da. Și se calculează în felul următor, a unui bun simț social. Dacă tu până la 60 de ani, cât ai fost salariat, dau un exemplu la vârsta de 60 de ani, ai avut un anumit standard de viață, obișnuit la o, nu știu, un salariu, să zicem, de 1000 de euro, dau un exemplu. Nu e normal ca după ce ai ieșit la pensie să veniturile tale, adică pensia, să-ți scadă. Nici să-ți o dublăm. E normal ca venitul tău, pensia, să fie pe acolo, cum să spunem. Fie în zona acelui grile de salarizare de 1000 de euro, care am dat-o ca exemplu, ca tu să-ți permiți la pensie să-ți păstrezi același standard și stil de viață. Și un exemplu sănătos pe care vi l-am dat eu și se aplică într-o țară civilizată și dezvoltată. Acum, în România, eu consider, pentru că așa e legislația, pe principiul contributivității. Sunt foarte mulți oameni și au fost zile trecute și la o întâlnire cu pensionarii din Piatra Neamț, o întâlnire de altfel foarte bună, emoționantă, dar în care s-au discutat și aspecte legate de pensii. Și erau câteva zeci de oameni cu care am stat de vorbă, vă uitați în fotografii, dar au fost mai mulți oameni. Cred că, din păcate, nu putem difuza imagini. Și vă spun în felul următor, toți oamenii au spus, dom'le, noi am contribuit, am muncit 30 de ani, 30 și de ani și am contribuit, an de an, lună mulți de lună. Mulți au lucrat în platforme, pe platforme chimice, au lucrat în medii grele. Și am contribuit an de an pentru sistemul de pensie. Și acum am ajuns la pensie și avem fiecare 1400, 1500, 2000 de lei, în fine, oricum nu pensii foarte mari. Da. Dar spun, cam, domnule, de ce altul trebuie să ai, de ce altul e mai special ca mine, care au muncit 30 de ani? De ce e mai special X sau Y care a ocupat o funcție sau altă funcție și poate chiar a ieșit și mai devreme la pensie? De ce ăla e mai special ca mine? E o întrebare adresată de pensionari, de oameni cu mult bun simț. Și în planul de guvernare, în programul de guvernare a domnului premier Ludovic Orban, și a făcut, cred că în sensul ăsta, și foarte multe declarații de presă, a spus cu subiect și predicat că unul din obiectivele majore ale guvernului său, Ludovic Orban, este această reducere a discrepanței pensii speciale, pensii normale muncite prin contribuție, și eliminarea acestor pensii speciale. Și sunt convins că domnul premier se va ține de cuvânt, așa cum a spus, și va îndepărta această inechitate și va înlătura această discrepanță. Fiecare, mi se pare normal și corect în România, să primească pensie în funcție de cât a contribuit în sistemul de stat. Și eu am lucrat și la stat, acum lucrez la stat, am lucrat și în privat. Pe principiul cu cât am contribuit la sistemul de pensii, atât merit la vârsta când voi ieși la pensie să am. Dacă am o posibilitate mai mare și vreau să-mi asigur un venit la pensie mai mare, atunci pot să aplic pentru o pensie privată, într-un sistem privat, dacă am permit lucrul ăsta. Dacă nu mi-l permit, atunci rămân la pensia graduală oferită de statul român. Dar această pensie e principiul contributivității, corect, așa cum spunea și premierul României. Da, oricum lucrurile au fost date peste cap în toți anii ăștia. Pensiile speciale au fost puse... Cine au putut să-și facă acolo să-și... Au fost puse în operă, din punctul meu de vedere, într-o zonă de a arunca, nu neapărat pomene, dar de a cumpăra bunăvoință a unor categorii de funcționari din statul român, aruncând pe piață aceste posibilități a unor pensii speciale. Consider că într-o țară normală nimeni nu e mai special ca altcineva. Și fiecare trebuie să-și primească fie salariul, fie pensia pe principiul prestației în muncă sau pe principiul contributivității în timpul lucrativ. Asta este părerea mea și consider că este corectă. Și asta vă întreb eu, cum s-ar putea diminua, renunța la pensiile astea? Adică nu vrem nici să ne trezim că într-o bună zi vine Ludovic Orban și spune tăiem tot,
ce îi dau în instanță și după aia plătim din urmă și nu mai rău face. Nu va exista o astfel de filozofie a guvernului, un heirup de genul... Am întrebat și eu juriști de și genul, spus, gata, domnule, de mâine am intrat, da, și tăiem tot. Cred că se vor căuta soluțiile echilibrate și soluțiile corecte, atât din punct de vedere administrativ, cât și din punct de vedere de legalitate. Și aici poate să există o consultare, știu eu, și pe zona de justiție, și pe zona Ministerului Muncii, și pe alte zone în care să echilibrezi o gândire pe care atunci când dai un ordin sau o hotărâre de guvern să o pui bine în pagină, să fie și legală și corectă. Și când ai plecat la un drum, să știi că chiar dacă, nu știu, poate o categorie te dau în judecată, tu, ca și guvern, câștigi procesele respective. Adică trebuie gândită, ok. Așa este, aceste lucruri ar trebui să înceteze odată pentru totdeauna, pentru că vă spun sincer, nu știu ce a stat de vorbă cu pensionare, dar să știți că ei trăiesc o stare așa de tensiune. Mai sunt și televiziuni care vin și aprind așa fitilul, îi spun, mai titrează că vedeți că nu mai sunt bani de pensii. Haideți să vă spun, de ieri au început plata pensiilor și trebuia să înceapă de pe 10 de astăzi. Poșta Română, de exemplu, am discutat astăzi, a început plata pensiilor de ieri, de pe data de 9, să plătească pensiile, să meargă poștașul la factorul poștal la fiecare acasă. Acum, am discutat și cu seniorii noștri, cu pensionari, și le-am spus cu subiect și predicat, lucru care nu l-am spus de la mine putere, ci este cuvântul dat de premierul României, de Ludovic Orban, cu subiect și predicat. Nu vom tăia pensii, nu se îngheață sau nu se plafonează pensii, pensiile vor crește în România, pentru că oamenii aflați la pensie sunt oameni care au muncit o viață, mulți ne sunt părinți, ne sunt bunici. Nu poți să-ți bați joc de un om care a trecut de 60 de ani să-l umilești, să-i tai pensia sau să-i reduci pensia. Dar așa ceva cu subiect și predicat nu există. Pensiile vor crește. Asta e o propagandă ticăloasă, o propagandă mincinoasă, făcută de o anumită zonă, dacă vreți, a eșichierului politic, într-o zonă în care se aruncă fake news și pe televiziunile centrale sau în mass media, că, domnule, vezi, chipurile, guvernul domnului premier Ludovic Orban va tăia pensii, exclus de așa ceva. Este minciună. Pentru că oamenii ăștia sunt captivi, adică nu mai au posibilitatea, sigur că da, să meargă să-și mai găsească alte, eu știu, oportunități, să-și mai... Și acum, mergând mai departe, toți au un nepot, copii stau cu ei, au nevoie de un ban acolo în buzunar, adică sunt și niște lucruri normale. Și deci este exclus de așa ceva ca guvernul României să taie vreo pensie. Din contră, a spus premierul României cu subiect și predicat și ministrul Muncii, pensiile în România vor crește. Ne respectăm angajamentele și ne respectăm părinții, bunicii și respectăm seniorii noștri din România. Vă spun sincer, toți cu cine discutăm și noi aici, chiar m-a sunat un domn ungureanu zilele trecute și oamenii, cum să vă spun, fac calcule, fac tot felul de și își dau seama că într-adevăr problema asta a pensiilor e foarte importantă. Vin și spun, aduc ei rezolvarea problemelor, spun, domnule, ar trebui să existe un coș să avem și noi cât de cât o siguranță a zilei de mâine. Nu mai spunem că deci și politica medicamente, guvernului pe zona de pensii este de a crește pensiile, cu subiect și predicat. Am înțeles. Cum vedeți asta cu pensionarea la 70? A fost așa aruncată? Sau... Poate e o zonă scăpată. Sau să fie o discuție așa, că sunt lucruri, de exemplu, vedeam o glumă pe Facebook, cei de la Rolling Stones. Au 75-74 de ani și sunt, se acum simt tineri. În privat, sunt oameni care chiar lucrează la vârsta de 70 și ceva de ani. În privat poți să lucrezi până la cât vrei. Dar știm noi poți că sănătatea ne va permite? Știm noi ce vom fi noi la... Eu nu vreau să comentez zona mâine cu 70 de ani. Mi se pare puțin întinsă sau împinsă limita la 70 de ani, dar sunt și persoane care sunt extrem de lucide, buni profesioniști, care pot lucra și după 65 de ani. Știți că în Japonia este forma asta, este adevărată,
Vedeți că toate discuțiile astea care pot fi într-adevăr serioase sunt duse, cum spuneți dumneavoastră, de o parte și de alta în derizoriu și nu mai înțelege omul nimic. În Japonia, o angajare pe viață este, cum să vă spun, lucru suprem pe care și-l dorește orice om. Pentru că ei sunt atât de devotați și atât, cum să spun, trăiesc pentru compania lor și locul lor de muncă, încât când au ieșit la pensie, chiar sunt ca niște legume. Da, e o discuție. E vorba și de educație, pentru că, vedeți, noastră, noi suntem latini, avem un tip de educație care vine din trecut, avem o societate astăzi care tinde spre valori europene, totodată și generația de astăzi și societatea de astăzi avem și rădăcini într-o zonă de dinainte de 89, da, într-o zonă a socialismului, a comunismului. Vedeți că există și o zonă de antiteză între gândirea tinerilor la 20 ceva de ani, poate a noastră în zona lui 40 de ani, și a părinților sau a celorlalți care au undeva la 60 și ceva de ani. Există antiteze în societate de gândire și de mentalitate. Asta provine și din educația pe care am primit-o fiecare și din cum percepem sau înțelegem lucrurile. Și mi-aș dori să ajung să fac ceva la 70 de ani, să fiu util. Chiar am întâlnit undeva aici la o firmă, undeva un domn venea, lucra, nu neapărat că avea salariu, dar era lăsat și el să contribuie. Eu vă spun o chestie. Și nu e neapărat vis-a-vis de pensii, în străinătate. De exemplu, am prieteni doctori care sunt plecați în străinătate și lucrează pe salarii foarte bune în străinătate, fie în Belgia, fie în Franța, fie în Germania. Și spun, discutând cu ei când au fost în vacanță acasă, zic, de ce nu veniți acum înapoi acasă? Pentru că au crescut salariile și la noi în sistemul prins rădăcini acolo, sanitar. S-au integrat acolo. Sunteți mai aproape de familie, de prietenii din copilărie. Până la urmă, sunteți în România, sunteți acasă. Și, bun, parte dintre ei s-au întors, parte mi-au zis că, George, nu e vorba, nu se mai pune problema câștigului bănesc, financiar, că poate am câștigat la fel. Și în Belgia sau și în România, dacă poate în România am muncit mai mult să avem și un cabinet privat și poate am câștigat cam la fel. Dar standardul de viață cu care s-au obișnuit acolo, gradul de civilizație, școală, gradul spital, de siguranță, exact, serviciile pe care statul le pun la dispoziții sunt mult mai calitative decât în România și atunci ei își doresc acolo să rămână, să trăiască, pentru că standardul de viață e mult mai crescut. Ori la noi în România standardul de viață încă nu e unde cel puțin mi-aș dori eu. Asta depinde de fiecare dintre noi. Efortul trebuie să fie de la cel mai mic la cel mai mare. Și eu mereu zic, nu trebuie să așteptăm Klaus Iohannis să ne dea nu știu ce, eu știu, prefectul să ne dea. Trebuie fiecare să... Haideți să trecem, apropo de standardul de viață, subiectul ăsta cu apa de la Roman. Se întâmplă ceva... Și dumneavoastră, bănuiesc, o simțiți pe pielea dumneavoastră. Sigur că da. Ați luat atitudine, este o nesimțire și o bătaie de joc față de Romașcan, modul cum gestionează apa SER, furnizarea apei la Roman. Da, așa este, mențin afirmația făcută. Municipiul Roman... Cum de s-a ajuns așa, un oraș... Sunt mai multe probleme din punct de vedere tehnic, dar eu vă spun în felul următor. Omul nu-i interesat. Omul simplu știe așa. Și eu stau în... locuiesc în Roman. Sunt una dintre persoanele care stau chiar pe centru la bloc și sunt direct afectat de problema apei. Mm-hmm. Eu, la fel ca și alte mii de romașcani. Omul simplu înțelege în felul următor. Dom'le, Romanul e la confluența două ape, Moldova și Siret. Dom'le, cum să n-ai apă în casă? Și cum de... În 2020, astea? În secolul 21. Dom'le, cum să nu avem apă? Dom'le, dacă eram undeva într-un deșert și aia au apă acolo. Dom'le, mai înțelegeam. Dom'le, da, suntem aici în Moldova, acolo e Siretul. Cum să n-am apă în casă? Omul nu înțelege că e apa SERV, că e Consiliul Județean, că e Segheau, că situații de urgență, că e primăria. Omul știe că nu are apă în casă și... Problema asta trebuie gestionată pentru ca romașcanii și populația municipiului Roman să aibă acces la utilități. De ce spun apa SERV-ul? În discuția de la primăria municipiului Roman, în comisia formată prin ordin de prefect, l-am întrebat pe directorul adjunct de la apa SERV. Zic, domnul director, e adevărat că sunt pierderi pe rețeaua de apă? Din informațiile pe care
ajunseseră la instituția prefectului, pierd deja undeva 65-70%. Este enorm. Enorm. Domnul director spune, Nicolae, spune, domnule, nu, să știți că Roma nu stă bine. Zic, adică, exemplificați, domnul director, da. Cum adică stă bine? Păi stă bine la capitolul pierderi. Asta că... Asta așa, în glumă. Nu, el vorbea serios, da. Omul. Eu l-am tocat pe o glumă nereușită, da, sau da, pe o glumă proastă, da, sau neinspirată. M-am uitat acum, chiar acum, iată, iarăși... Iar se taie apa, da. Se taie apă, da, pe da, strada piatra, Zimbrului, da. Știu. Municipiul Roman, între 7 și 19. Sunt școli, sunt... Ori, vă spun în felul următor. Și îmi spune directorul în comisie, spune, domnule, să știți că Roma nu stă bine, avem pierdere doar de 55% pe rețeaua de apă. Păi, de mine. Și domnul director, nu ați faceți o glumă sau nu înțelegeți? Da, dacă ai un magazin, întrebați-l, domnule, da, ai un magazin, îți fură unul 55 de marfă. La dumneata acasă, dacă ai o țeavă spartă, ce faci cu ea? Stai cu casa dumitale fără apă, unde locuiești, sau schimbi conducta respectivă spartă? Păi o schimb. Păi așa e și pentru, pentru Romașcan sau pentru populație. Fii un administrator al societății, statului, până la urmă, Consiliul Județean, care lucrează în interesul cetățenilor, nu care lucrează pe principiul timpul trece, leafa merge, noi cu drag muncim. Ori situația a ajuns să fie dezastruoasă pentru lipsa de viziune și de management serios a celor care administrează și conduc compania județeană de apă APASERV, și din lipsa investițiilor pe care aceștia trebuiau să le fi făcut în decursul anilor în rețeaua de apă, în zona de captare Pildești-Simionești de lângă Roman, că de acolo se alimentează municipiul Roman cu apă. Sau, dacă știi că ai o problemă pe zona respectivă de puțuri, atunci îți cauți o soluție auxiliară și aduci de la Preotești apă, de la zona Dulcești-Corhana, aduci încă o magistrală de apă înspre Roman și ai două. Și atunci vezi cum te pliezi. Dacă ai apă în puțuri la captarea normală, te alimentezi de acolo. Dacă nu, ai soluție de avarie. Dar nu te joci cu 50.000 de romașcani să nu aibă apă. 1. 2. Romanul e un oraș în plină expansiune, în plină dezvoltare economică. Romanul, odată ce se dezvoltă, vin fabrici, vin depozite logistice mari, care au investit zeci de milioane de euro acolo. Ei au nevoie de apă. Păi, rețeaua de apă e într-o continuă extindere. Cerința e în creștere. Deci veniturile voastre, nu? Și ele cresc exponențial. Cerința crește. Dacă tu nu ai apă, poate dacă tu ai apă pentru... instituția dumneavoastră, dumneavoastră personal, puteți să faceți ceva? Păi, în urma comisiei pe care am făcut-o zilele trecute și în urma discuțiilor avute s-a desprins o idee, o soluție pe care vom adopta săptămâna viitoare într-un comitet județean de situații de urgență pentru a efectua niște lucrări pe albia râului Moldova și pentru a ajuta puțurile de ca apa să ajungă în zona puțurilor de captare și de acolo să distribuie apă într-un regim sper de 24 de ore în municipiul Roma și cu presiune normală în fiecare apartament sau locuință. Sper că soluția identificată, pentru că n-am chemat doar șef de instituție, am chemat și profesor universitar de la Iași, care să ne dea soluții de specialiști desăvârșiți. Și sper că soluția găsită pe termen scurt să rezolve problema alimentării cu apă la Roman, iar pe termen lung, clar, e nevoie de o investiție serioasă, majoră, atât în zona de captare, cât și în zona de alimentare, de distribuție a apei. Și am explicat și celor de la PASERV, zic, voi sunteți o societate care aparține statului român, până la urmă, prin reprezentanți Consiliul Județean sau Primăria Municipiului Roman într-o mică parte. Păi, acolo voi ne facturați servicii. Noi vă plătim bani. Pentru un serviciu pe care îl plătim, cerem calitate. Nu știu dacă înțeleg cei de la companie foarte bine treaba asta, că ei funcționează ca un agent care oferă servicii, iar cetățeanul simplu plătește. Noi, în privat, dacă mergem la un restaurant și cerem o cafea, o plătim. O plătim. Adică cineva ne aduce cafeaua aia, iar noi o plătim. Dar nu plătim fără să ne aducă cafeaua. E corect, nu? Așa. Bun, și aici. Timpul... Plătim
dar nu avem apă, dar nu așa avem, cum ar trebui. Nu avem serviciu. Astea sunt lucruri grave, adică foarte nicăieri grave, din punctul meu de vedere. Nu se întâmplă ca o întreprindere care are pierderi în rețea 70% să-și mai ia și salariile întregi. Și prime și, și prime și așa mai departe. E o discuție care probabil va rămâne, Apa Serbu rămâne în atenție. Dar vezi că problemele astea, că dumneavoastră, și sigur am fost să rămân în acea comisie, problemele astea sunt și vor fi de actualitate într-un viitor. Și la Piatra Neamț, și la Târgu Neamț sunt probleme serioase. Deci nu e o problemă doar la Roman. Uh-huh. Și că voi fi eu din Roman, acolo ne concentrăm. Nu, asta e o problemă care dacă nu va fi gestionată într-un timp imediat următor, cu o gândire strategică și cu un management serios a companiei județene de apă, vom avea o problemă mare în județul Neamț. În intervalul următor de timp, mă refer un an, în câțiva ani, da, pentru că aceste rețele sunt și așa învechite, sunt, ne uităm că nu există zi, chiar și în comune, să nu se ia apă. Și asta e un lucru Grav. Grav, sunt pierderi și așa mai departe. Eu vă mulțumesc, mai erau și alte subiecte de discutat, dar cu o altă ocazie vă mai așteptăm în studioul nostru. Domnul George Lazar, prefectul județului Neamț, îi mulțumim. Vă mulțumesc și eu pentru frumos prezență, pentru invitație. Toate cele bune. La revedere, stimați telespectatori.